Accesul neautorizat în școli și ultragierea personalului didactic vor fi sancționate prin lege. Suma amenzii va varia între 500 și 7500 de lei, iar în cele mai grave cazuri se va aplica arest de până la 15 zile. Despre asta a anunțat ministrul Dan Perciun, care a cerut Parlamentului să aprobe completarea codului contravențional cu două articole noi. Se întâmplă la câteva zile după ce directoarea unei școli din raionul Drochia și-a pus capăt zilelor după ce a fost atacată și denigrată de un grup de părinți. Între timp, liderii sindicatelor din educație salută inițiativa Ministerului de Resort și spun că deja de mai bine de 3 ani bat un semnal de alarmă în acest sens. În curând, codul contravențional va fi completat cu două articole noi. Primul prevede sancțiuni pentru ultragierea personalului didactic. Suma amenzii depinde de gravitatea infracțiunii. Astfel că pentru jignirea onoarei, demnității sau reputației profesionale a unui pedagog va fi prevăzut o amendă între 500 și 1300 de lei. Iar în cazurile în care în raport cu profesorii ori alți angajați din școli va fi aplicată violența fizică cu vătămări corporale, persoana va fi sancționată cu maxim 7500 de lei și riscă să petreacă până la 15 zile în arest. Cel de-al doilea articol presupune sancțiune pentru intrarea neautorizată în instituțiile de învățământ din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul educației într-o postare pe Facebook. Dan Perciun a scris că hărțuirea profesorilor și a directorilor de școală este inacceptabilă și duce la consecințe grave. În majoritatea lumii civilizate nu intră nimeni în școală fără programare. Anunțul a venit la câteva zile după ce directoarea unei școli din raionul Drochia și-a pus capăt zilelor după ce de mai mult timp era denigrată de un grup de părinți. Aceștia și-au exprimat criticile în mai multe filmulețe care au fost postate pe internet. Într-un interviu pentru TV8, fosta profesoară de pedagogie și prietena directoarei ne-a spus că femeia suferea din cauza criticilor, mai ales că pe lângă lucru avea acasă 3 copii. Am cerut și opinia sindicatelor din educație, care spun că deja de mai bine de 3 ani bat un semnal de alarmă și cer autorităților să intervină în protecția cadrelor didactice. Fiindcă avem multe cazuri când mai ales așa numiții activiști civici care noi în raion, nu știu, așa e ca o avalanșă uneori când încep să vină, deci la comandă, plătiți, avem câteva instituții unde lucrul ăsta s-a întâmplat. Ei afirmă că e loc public și asta ne-ar proteja doar nu numai cadrele didactice, nu numai administrațiile instituțiilor, dar și elevii, fiindcă nu știi cine intră, cum intră în instituție. De mult trebuia. Cazul de la Drochia probabil a fost ultima picătură care am pus paharul și deja nu mai este loc și nu mai este chip de tolerat toate lucrurile acestea. Sindicatele, am făcut un sondaj încă înainte de pandemie despre bullying-ul asupra profesorilor și atunci ni s-a spus că nu este bullying, că este doar, sunt niște cazuri aparte. Autoritatea profesorului a căzut foarte mult și părinții își permit prea multe lucruri. Nu mai vorbim despre elevi. Președintele Federației Sindicale a Educației spune că prin aceste modificări se vrea și responsabilizarea oamenilor, iar noile sancțiuni vor aduce protecție inclusiv elevilor, astfel încât și ei să-și cunoască drepturile, dar și obligațiile. Avem cazuri de agresiune verbală, agresiune chiar fizică contra pedagogilor, avem cazuri de relații tensionate între părinți, profesori, între profesori și profesori, între administrație și pedagogi. Și adică, dacă ar fi acest cadru legal ajustat, cred că poate i-ar opri pe acești oameni care încearcă să dezechilibreze inclusiv și atmosfera din unele colective pedagogice. Și asta este, desigur, o chestie de avertizare mai mult, de profilaxie, să spunem așa, nu de a sancționa. Când știi că cadrul legal există, poate te gândești să faci pasul ăsta sau să nu-l faci. Adică va trebui să cugete cel care până acum nu avea practic niciun fel de obstacol, putea să-și permită orice. Modificările urmează să fie examinate și supuse votului în Parlament.